Consilierii ploieșteni s-au întâlnit astăzi într-o ședință extraordinară pentru a aproba urgent măsurile referitoare la unitățile sanitare de interes local, dar și actualizarea tarifelor la transportul urban de călători efectuat de Regia Autonomă de Transport Public Ploiești. Referitor la unitățile sanitare, Autoritatea Locală Ploieșteană va prelua Spitalul Municipal Schuller și Spitalul de Boli Infecțioase. În acest sens, consilierii locali au discutat aprins, unii dintre ei atrăgând atenția datorilor care vin la pachet cu spitalele. Și ne vom trezi cu niște bolovane în curte pe care nici nu vom putea cel puțin să facem curățenie în jurul lor. Nu vorbim mai departe să le ținem în viață și să funcționeze într-adevăr la parametrii minim, nu normal, se spune. Aleșii PSD au salutat descentralizarea spitalelor. Cei de la PSD sunt foarte încântați de această descentralizare a sistemului de sănătate. Și de ce spun aceasta? Pentru că personalul medical consideră clar că este mult mai ușor de urmărit activitatea într-o unitate sanitară la nivel local decât la nivel central, cum era Ministerul Sănătății. Avea o sarcină prea grea Ministerul Sănătății. În ceea ce privește etichetele de călătorie, cei mai mulți dintre consilieri s-au declarat împotriva majorării, cu atât mai mult cu cât chiar directorul RATP a recunoscut că în ultimul timp regia aduce profit. Într-o situație în care omul de rând este din ce în ce mai apăsat de lipsurile materiale, să venim și să dăm tot în el. În momentul în care aceste tarife se vor scumpi, oamenii vor prefera să renunțe și în casele vor fi mai mici. Până la urmă, aleșii au decis ca de astăzi biletul pentru o călătorie cu mijloacele de transport în comun să se majoreze de la 1,5 lei la 1,6 lei.